Intenționăm să vorbesc despre relațiile internaționale ale RSR cronologic, la oaltă cu evenimentele interne. Apetența lui Nicolae Ceaușescu pentru diplomație și vizite în străinătate e bine cunoscută, iar ele s-au desfășurat în paralel cu o mulțime de evenimente interne. Dar ar fi fost obositor, atât pentru mine cât și pentru voi, să urmărim atâtea fire narrative. Doar nu vrem să repetăm episodul acela vechi cu succesiunea moldovenească la tron, în care stăteam noi așa cu arborele genealogic în față și nu pricepeam nimic. Așa că am optat pentru o abordare mai unitară. Drept urmare, bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre vizitele lui Ceaușescu în străinătate, în speță tururile de forță din anii 70. Alături de acestea mai sunt și alte discuții care fac miezul relațiilor internaționale românești în acești ani. De la venirea la putere și până în 1983, Nicolae Ceaușescu a călătorit oficial în 80 de țări. România întreținea relații diplomatice și consulare cu 139 de state, iar cu 150 de state întreținea relații economice și de cooperare tehnico-științifică. O mare parte dintre aceste relații se desfășurau departe de ochii lumii, dincolo de ceea ce știau românii de rând. Impresia celor care urmăreau vizitele lui Ceaușescu la televizor era, în mod firesc, aceea că vizitele sunt unele de curtoazie. Acest lucru e parțial adevărat, deoarece lui Nicolae, dar și soției sale, le făceau plăcere aceste vizite. Însă în spatele lor se ascund și multe pregătiri și interese financiare și politice pe care puțină lume le discută sau le mai discută. Dar pentru a înțelege relațiile internaționale din timpul regimului Ceaușescu e nevoie întâi să vorbim despre poziționarea ideologică a regimului într-o lume aflată în schimbare. Spre finele anilor 60 poziția României era realmente unică printre țările din blocul sovietic. Ceaușescu cerea mereu egalitate între popoare și discuții între națiunile suverane, nu între blocuri suprastatale. Era modul lui de a scoate în evidență România, de a cere un loc la masa internațională a diplomației. Eforturile sale și a regimului au fost așadar neobosite, justificând astfel și vizitele, dar și prezența la diverse negocieri. Însă lumea se schimba în jurul lui Ceaușescu, iar relațiile internaționale trebuiau și ele adaptate. Pe parcursul acestei povești despre Ceaușescu fără frontiere, veți vedea că apar și neplăceri și frustrări, iar liderii statelor nu sunt nici pe departe păcăliți de jocurile secretarului general, ci au propriile interese care îi determină să joace. În 1975, Statele Unite și URSS încheiau acordurile de la Helsinki. Într-un fel, aceste acorduri dădeau dreptate lui Ceaușescu atingând problema suveranității naționale. Stabileau ca statele să nu recurgă la amenințări sau la folosirea forței în relațiile internaționale, inviolabilitatea frontierelor și a integrității teritoriale a statelor, reglementarea pașnică a disensiunilor și așa mai departe. Se pune mare accent pe non-intervenționism în afacerile interne ale altor state, fie ele parte din propriul bloc sau din altul. Astfel apar în acordurile de la Helsinki principii precum cooperarea între state și egalitatea în drepturi a popoarelor. Până aici, totul sună exact ca în discursurile lui Ceaușescu despre suveranitate și pace, însă acordurile conțin și un subiect ceva mai spinos pe care țările socialiste l-au acceptat cu dificultate. Punctul al șaptelea prevedea astfel drepturi fundamentale precum acelea la gândire, religie și informare. Termeni adiționali propuneau libertatea oamenilor de a se întâlni cu familia, de a se căsători sau de a călători, precum și drepturi pentru libertatea presei. Acum, în ceea ce privește drepturile omului, e o discuție foarte lungă pe care voi încerca pe cât posibil să o prescurtez. Ceea ce noi vedem astăzi ca fiind drepturi naturale provin de regulă din iluminism. Dar drepturile nu sunt și nu pot fi niciodată naturale, deoarece sunt construite de noi ca societate. Astfel, nicio societate nu poate face apel la natură sau la vreo formulă matematică prin care să-și derive concepțiile cu privire la drepturile omului. Prin corolar, asta înseamnă că nu există nicio variantă corectă a lor. În timpul războiului rece, cele două blocuri capitalist și socialist. Aveau viziuni diferite cu privire la ceea ce constituie, de fapt, drepturile omului. În vreme ce Occidentul propunea lucruri precum accesul la informație și libertatea de gândire, socialiștii propuneau drepturi precum acela la muncă și la învățământ gratuit. Și socialiștii veneau cu un punct de vedere foarte interesant. Oare dreptul la un loc de muncă asigurat nu e mai important decât dreptul la informare? În fond, după cum spuneam, nu există o variantă corectă. Iar faptul că noi avem acum o variantă nu o face pe cea din trecut corectă sau incorrectă. Însă, în cele din urmă, sovieticii au cedat, fiind de acord cu drepturile definite de acordurile de la Helsinki. Ceaușescu va semna și el, însă va rămâne de aceeași părere. Drepturile omului, în viziunea occidentală, sunt doar o diversiune. Ba chiar a condamnat poziția sovietică, spunând că, citez, au capitulat în fața reacțiunii americane. În 1972, Ceaușescu a propus o conferință balcanică, dar sovieticii s-au opus, deoarece ar fi putut apropia țări socialiste de Grecia și Turcia, care erau parteneri NATO. În mod curios, deși întreținea relații bune cu țările din Balcani, preocupările principale a lui Nicolae Ceaușescu erau în zone ceva mai îndepărtate. Celebre sunt tocmai vizitele sale în țări capitaliste sau exotice și îndepărtate. Spre exemplu, continuase bunele relații cu Republica Chineză, chiar și după moartea lui Mao, având o vizită acolo în 1978. Această vizită a fost și motivul unei escale la Teheran, capitala Iranului. Aici s-au pus bazele prieteniei cu șahinșahul Mohammad Raza Pahlavi, care va duce la o bună cooperare pentru exportul de petrol iranian spre România. Relații bune avea România și în Corea de Nord, prin exportul românesc de utilaje și echipamente miniere, construcția unui combinat de industrializare a lemnului, o uzină de asamblat televizoare și trei fabrici de ciment. O cincime din comerț se făcea tot cu RSS, dar apăreau relațiile comerciale bune și cu RFG și Franța, țări capitaliste. Ceaușescu a vizitat și țări cu regim monarhic, Marocul în 1970, Iranul, Japonia în 1974, Marea Britanie în 1978, despre care voi vorbi mai în detaliu imediat. A vizitat de asemenea Suedia, Norvegia și Danemarca într-un turneu din 1980 și acestea fiind tot sub regim monarhic. În 1973 devenea primul lider socialist primit la Vatican, printr-o întrevedere cu Papa Paul al VI-lea. Ceaușescu nu era străin nici de Orientul Mijlociu, după războiul de șase zile, România a rămas singura țară din pactul de la Varșovia care menținea relații bune și cu Israelul și cu țările musulmane din regiune. Pentru România apar astfel noi oportunități de a se erija în mediatori. Yasser Arafat, liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a fost de asemenea prieten cu Ceaușescu, fiind primit în România ca un șef de stat. Ceaușescu și-a atras cu asta și multe critici, fiind acuzat de apropierea de o organizație teroristă. În toate aceste discuții, Ceaușescu adopta poziția de pacifist, spunând că Israelul trebuie să retragă trupele și să facă pace. De altfel, lupta pentru pace devine refrenul lui Nicolae Ceaușescu. Dincolo de oximoronul crunt al unei lupte pentru pace, românilor nu li se părea atât de amuzantă această lozincă. Pentru că erau scoși în coloane și obligați să defileze și să scandeze lozinci pacifiste, să poarte pancarte despre Ceaușescu și pacea internațională. Iar ei, oricum, nu știau mare lucru despre relațiile internaționale, așa că întreg exercițiul le părea un nonsens obositor. Europa liberă începuse a vehicula zvonul că Nicolae Ceaușescu e interesat de premiul Nobel pentru pace, alimentând astfel frustrarea maselor obligate să-i țină isonul. În 1978, Egiptul și Israelul semnează un tratat de pace la Camp David, reședința de vacanță a președintelui Statelor Unite. Celor doi șefi de stat li s-a decernat Premiul Nobel pentru pace. Astfel au apărut speculațiile și discuțiile, având în vedere că Ceaușescu a inițiat legătura dintre cei doi. Oare nu și dorise și el premiul? Altfel, de ce atâta asociere a numelui său cu pacea? Din mărturile ministrului de externe, Ștefan Andrei, se pare însă că Ceaușescu nu și-a dorit în mod deosebit premiul Nobel pentru pace. În cazul de la Camp David, chiar ar fi spus că are destule distincții și decorații. La fel ca alte lucruri din istorie, noi nu vom ști niciodată adevăratele intenții ale lui Ceaușescu. Tot ce putem face este să speculăm. România se orientează comercial spre țările din America Latină și Africa. Rațiunile economice sunt ușor de înțeles și le-am mai discutat. Aceste țări aveau resurse naturale și materii prime, însă le lipseau tehnologiile de exploatare și prelucrare. Tehnologia românească, aflată, cei drept, la un nivel sub standardele occidentale, de exemplu ea putea satisface la prețuri bune nevoile de produse ale țărilor în curs de dezvoltare. România a acordat și credite acestor prieteni din lumea a treia, cum a fost cazul în Filipine, Indonezia și Sudan. De asemenea, exista și un interes pentru forța de muncă românească în astfel de țări. Echipele de experți sau muncitori români erau trimise acolo pentru a disemina cunoștințe, procese funcționale sau pentru a oferi mână de lucru calificată. Statutul acestor lucrători în străinătate era deosebit de interesant. Plecau cu lunile sau chiar cu anii departe de familie, însă beneficiau de o remunerație bună și stabilă alături de diurnă. Aveau astfel acces și la piețe străine cu produse de interes pe care le puteau vinde în țară la întoarcere. Prin urmare, mulți solicitau să fie trimiși la muncă în străinătate fără a cunoaște că sunt, practic, o altă marfă a statului român. Existau precedente pentru astfel de relații internaționale prin vizite ale lui Maurer și Corneliu Mănescu, însă în 1972 Ceaușescu va întreprinde un adevărat turneu. Alături de soție și de o delegație măricică, vizitează Algeria, Republica Africa Centrală, Congo, Zair, Zambia, Tanzania, Sudanul și Egiptul. Ca de obicei, românii vedeau în aceste vizite doar partea formală, considerându-le de curtoazie și prietenie. În spate stăteau subiecte și pregătiri cât se poate de serioase. Delegația primea sinteze și fișe despre gazde și istoricul relațiilor cu țările respective. Echipele de experți românești propuneau soluții tehnologice și încheierea unor afaceri foarte avantajoase. Liderii străini mai erau și susceptibili la mesajul lui Ceaușescu despre egalitatea între popoare. O întâlnire interesantă din timpul turneului din Africa a fost aceea cu Jean Bedel Bocasa, președintele pe viață al Republicii Africa Centrală. Chimia dintre cei doi lideri a fost evidentă. Bocasa, exprimându-se la modul citez: Întreg subsolul al Republicii Africa Centrală este la dispoziția României, am încheiat citatul. Iar acesta nu era un lucru mic, deoarece Republica Africa Centrală era bogată în diamante și minereuri. Ceaușescu a obținut dreptul la prospecțiuni geologice, iar vizita nu s-a încheiat fără ca Elena să primească bijuterii superbe. După turneul din Africa, în 1973, Ceaușescu a întreprins un turneu similar și în America de Sud. A vizitat Cuba, Costa Rica, Venezuela, Columbia, Ecuador și Peru. Era programată și o vizită în Chile, înțeleasă cu președintele Salvador Allende, însă la 11 septembrie 1973, după bombardarea Palatului Prezidențial, acesta s-a sinucis, iar conducerea a fost preluată de generalul Augusto Pinochet Ugarte. Diplomații români nu au continuat planurile de vizitare, însă dintre țările socialiste, doar România și China nu au rupt relațiile cu Chile după ascensiunea lui Pinochet. În aprilie 1975 Ceaușescu vizitează Filipine, Pakistan, Iordania, Tunisia, Siria și Egiptul. În iunie în același an se întoarce în America de Sud pentru a-și completa colecția, vizitând Brazilia și Mexicul cu o escală la Caracas în Venezuela. În 1977 se întoarce și în Africa, anume vede Mauritania, Senegal, Ceana, Coasa de Fildeș și Nigeria. Era foarte, foarte activ. Un lucru notabil din timpul vizitelor în America Latină este interacțiunea cu liderul Argentinei, Juan Peron. La acea vreme, Peron era la a doua soție celebră, Prima lui soție, Eva Peron, cunoscută ca Evita și jucată de Madonna în film, murise la 33 de ani de cancer cervical. Însă, de-a lungul timpului, ea a fost foarte implicată la nivel politic, foarte vizibilă comparativ cu alte soții de demnitari. Povestea s-a repetat și cu a doua soție a lui Peron, Isabel. Și ea a primit diminutivul, Izabelita. Și ea a fost foarte activă pe plan politic, ba chiar vicepreședintele Argentinei în timpul vizitei delegației române. După moartea lui Juan, chiar Isabel avea să devină președinte timp de doi ani până la răsturnarea ei într-o lovitură de stat militară. A devenit astfel prima femeie președinte, deși nu era prima femeie șef de stat. De ce povestesc eu toate astea și ce legătură au cu istoria României? Ei bine, Evita Peron, iar apoi Isabel Peron, fiecare, a fost soție de lider politic, dar și lider politic ea însăși. Se pare că asta i-a inspirat pe Ceaușești pentru a spori proeminența Elenei. Curând, Elena va primi noi funcții politice și putere în partid și în stat. De asemenea, va fi cooptată în cultul personalității lui Ceaușescu. Pe parcurs, noi vom urmări efectele acestor schimbări. Acum, situația seamănă cu cea de la Tezele din iulie. Nu putem fi siguri dacă propulsarea Elenei Ceaușescu a fost o idee originală sau inspirată de la argentinieni. Există argumente pro și contra, precursori, dezbateri și așa mai departe. Ideea e că merită amintită și această teorie. Probabil cele mai celebre vizite ale lui Ceaușescu din anii 70 au fost cele din Statele Unite ale Americii și din Marea Britanie, drept pentru care le acord și eu o atenție specială. În 1973, vizita avea ca miză obținerea clauzei națiunii cele mai favorizate pentru România, dar și schimburi economice în jur de un miliard de dolari. Atunci s-a înființat și Consiliul Româno-American pentru promovarea relațiilor economice, iar Ceaușescu a făcut un real turneu de afaceri vizitând uzinele General Electric, o firmă producătoare de autobasculante și mașini agricole în Cleveland, Ohio una de mașini unelte în Connecticut. Tovarășii au fost cazați la Waldorf Astoria, în New York, și s-au întâlnit cu mulți afaceriști, cu David Rockefeller și președinți de bancă, ba chiar și cu reprezentanții ai comunității evreiești. După scandalul Watergate, Nixon a fost obligat să demisioneze, dar clauza națiunii celei mai favorizate a fost acordată României în mandatul lui Gerald Ford. Despre această vizită am discutat deja, însă, în 1978, Ceaușescu se întoarce pentru un nou turneu în Statele Unite. A fost și ultima sa vizită acolo. A reluat temele principale de mediator cu China și Corea de Nord. Americanii știau deja cum să-l ia pe Ceaușescu, profitând de susceptibilitatea lui la complimente grandioase, la aflatări. A fost atunci prin țară la diverse firme și a încheiat cooperări în electronică, în domeniul petrolier și în producția de utilaje grele pentru centrale nucleare. A vizitat Centrala Nucleară din Tennessee și Centrul Spațial NASA de la Houston, Texas. Elena a primit titluri științifice de la Academia de Științe din Illinois, dar dincolo de aceste uzanțe deja, a avut loc și un moment din categoria picanterilor. La vizita din 1978 a avut loc un protest anticeaușist în fața hotelului Waldorf Astoria. Mai exact, era vorba despre 1500 de membri ai minorității maghiare din Statele Unite care protestau contra discriminărilor pe care statul român le făcea împotriva maghiarilor din România. Ceaușescu nu era obișnuit să vadă proteste libere și mai ales proteste împotriva sa, a fost deosebit de supărat de această manifestare, spunându-și oful și, of și primarului din New York, Ed Koch. Koch, care chiar el aprobase protestul, a încercat să-l liniștească, spunându-i că manifestațiile se fac doar împotriva oamenilor importanți. Ba chiar a plusat, dându-se ca exemplu de om important, spunând că împotriva lui se fac proteste zilnic. Justificarea primarului nu l-a încălzit prea tare pe Ceaușescu. Se pare că a fost foarte, foarte ofensat și frustrat. Trecea printr-o criză de personalitate clasică pentru copiii de trei ani, părinții le cunosc prea bine, dar mult mai puțin acceptabilă în cazul unui lider de stat de nivelul lui Ceaușescu sau de nivelul pe care și-l dorea Ceaușescu. A trecut așadar prin mai multe faze ale crizei clasice, ușor de recunoscut. Inițial a refuzat să creadă că una asemenea protestare loc, iar apoi îi negase cauzele, spunând că regimul său respectă drepturile oamenilor. Apoi a intervenit frustrarea și furia vizibil manifestate. I-a invitat pe americani să vină în România să vadă cu ochii lor cât de mult respect acordă RSR minorităților etnice justifica prezența protestatarilor ca iredentism, acuzându-i că vor modificări teritoriale. Iar marota aceasta cu ungurii răi care vor ardealul, alături de un contraprotest organizat de Ed Koch, au reușit, în fine, să-l calmeze. În iunie 1978 are loc poate cea mai cunoscută vizită în străinătate a lui Nicolae Ceaușescu. Pe sistemul Cabral, cred că putem întreba o sută de români ce imagine le vine în minte când se gândesc la vizitele lui Ceaușescu în străinătate. Dacă vreo 2-3 vor pomeni peluza lui Nixon, cu siguranță marea majoritate vor spune Ceaușescu în caleașcă. E vorba evident de vizita în Marea Britanie. Chiar dacă nu primiseră oficial niciun lider sovietic până atunci, Britanicii cunoșteau exact ce hram poartă ceaușești și ce îi va impresiona. Cuplul a fost primit cu întreg protocolul, cu gărzile în uniforme puse la punct și cu baie de mulțime. Au fost întâmpinați la Gara Victoria și plimbați cu trăsura până la Palatul Buckingham, au fost răsfățați cu un banchet luxos, iar Elena a primit un titlu științific de la Institutul Regal de Chimie din Londra. Au ieșit cu o caleașcă pentru a depune coroane la Catedrala Westminster, iar Ceaușescu a fost decorat cu Ordinul Bath. De asemenea, britanicii au organizat expoziții, rulări de filme și spectacole folclorice care promovau cultura românească. De ce mergeau britanicii la asemenea cote cu fastul? Odată pentru că le stătea în fire, sunt britanici. Apoi, pentru că erau foarte interesați de afacerile cu românii, iar astfel îi intrau în grații lui Ceaușescu, principalul factor de decizie. Cel mai probabil, nu aveau un respect deosebit pentru persoana lui Ceaușescu, așa cum titra scânteia vremii. Pe de altă parte, istoricul Lavinia Betea arată că aceste demersuri au început chiar din partea Londrei, prin Partidul Conservator, nu din partea românilor interesați de vreo plimbare. Miza erau contractele pentru construcția de avioane și fabricarea de utilaj nuclear, alături de alte colaborări comerciale. Ceaușescu s-a întâlnit cu reprezentanții de la British Aerospace, Shell și Rolls-Royce, iar guvernului englez i-a cerut și creditarea României pe o perioadă de 30 de ani. Dacă e să tragem linie, vizita a fost un succes. În primul rând, ca PR, imaginea în caleașca reginei a stârnit și comentariile regelui Mihai, aflat în exil. Românii au fost încântați și ei de atenție, de parcă ei înșiși s-ar fi plimbat cu caleașca. Dar mai importante decât loviturile de imagine sunt cu siguranță rezultatele economice. Au fost încheiate la Londra 13 acorduri, iar România a obținut finanțări de 175 de milioane de lire sterline cu dobândă de 7,5%, reduceri la credite și contracte de export în valoare de 190 de milioane de lei. România a primit și licența britanică pentru construcția de avioane, urmând să construiască 80 de avioane civile. În 1979 încep să se deterioreze relațiile cu Franța, fiindu-i reproșată lui Ceaușescu viziunea deficitară asupra pieței libere. După ascensiunea lui Mitterrand, un socialist care teoretic trebuia să fie favorabil României, lucrurile nu s-au îmbunătățit considerabil. Mulți români plecați din țară în mod ilegal se stabileau în Franța, unde atmosfera politică a fost mereu destul de răzvrătită. Astfel, românii din Franța organizau proteste, iar intelectualii români stabiliți acolo, precum Paul Goma sau Monica Lovinescu, se remarcau prin activități anticeaușiste intense. Spre începutul anilor 80, țările capitaliste încep să se distanțeze de Ceaușescu, realizând într-un final ceea ce de Gaulle observase în vizita sa din 1968. Anume că Ceaușescu, oricât s-ar fi afișat pe peluze și în calești capitaliste, era un comunist convins, inflexibil în această ideologie iar spre mijlocul anilor 80, chiar și sovieticii vor mai lăsa de la ei, iar Ceaușescu va rămâne tot încremenit. Acesta e un mare dezavantaj tactic pe care Esop l-a redat și în fabula despre iepure și broasca testoasă. Când ai un avantaj în fața adversarilor, tot riști să fii depășit. Iar în acest caz, vorbind despre încremenire, am putea spune că numărăm doar succesele. Au existat și cazuri în care eforturile diplomatice au dus la probleme. Relațiile cu Iranul au fost perfectate în 1979. Șahul Pahlavi era dispus să exporte hidrocarburi în România în schimbul unor mărfuri la preț bun. Ceaușescu avea nevoie de petrolul iranian pentru a-l prelucra la Midia în complexul petrochimic recent construit. Însă șahul a fost răsturnat în urma unei revoluții, iar capacitatea de rafinare petrolieră a României a rămas doar parțial folosită. Producția de petrol românesc era insuficientă. Devenise o obsesie pentru Ceaușescu găsirea unor noi zăcăminte de petrol sau de cărbuni, dar oricâte planuri ar fi scris, oricâți oameni ar fi mobilizat, solul era același. Prospecțiile tot n-au arătat nicio comoară care să-i rezolve în mod magic problemele. Astfel, benzina s-a scumpit și s-au luat măsuri pentru raționalizarea energiei electrice în România. În 1985, în centralele de cărbune s-a introdus un regim militarizat și starea de necesitate. În mod evident, nici aceasta nu a rezolvat problema până la finele anilor 70 și strategia colaborării cu Africa s-a dovedit a fi problematică. Țările africane cereau în continuu lucrători români. Doar în Libia, în 1980, munceau 9.000 de români. La începutul anilor 80, mai multe societăți mixte româno-africane au dat faliment în Republica Africa Centrală, Zair și Nigeria. Au urmat apoi fabrici din Peru și Liberia. Creditele acordate de RSR țărilor din lumea a treia nu s-au dovedit nici ele a fi profitabile. Din potrivă, schimburile economice au fost îngreunate de statele partenere prin impunerea unor legi și taxe noi. Scânteia titra mereu și mereu despre colaborările și vizitele internaționale ale lui Ceaușescu, românii văzând, după cum spuneam, doar suprafața, doar curtoazia. Regimul a ascuns atât succesele reale, cât și eșecurile acestor discuții. Cocoloșiți erau și românii care vedeau doar fastul vizitelor și aprecierile pentru geniul lui Ceaușescu în țară și în afara ei. Dar cocoloșit era și Ceaușescu, tot mai îndepărtat de poporul lui. Iar, în mod ironic, aceasta nu era din cauza distanței geografice și a absenței, deși plecata redes, ci din dorința subalternilor săi de a-i face pe plac. În RSR, toată lumea pierde contactul cu realitatea, visând diamante și petrol, plimbări în caleașcă și aprecieri nenumărate. Dar ce se va întâmpla când lovește realitatea? Noroc că mai sunt episoade ca să aflăm. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!